următorul cântec și penultimul din cartea noastră pentru copii, are mama o fetiță frumușică foc. În acest cântecel am folosit niște valori noi de note, optimile, adică jumătăți de timp. Pentru a recunoaște mai ușor notele pe care le-am folosit în acest aranjament, am scris sub fiecare notă și silabele sau notele numerotate și cu cifre și cu litere pentru a recunoaște mai ușor. Începem mâna dreaptă, do, re, mi, do, fa, fa, așa. La fel și în acest cântecel, la refren o să depășim cele 5 note de la do la sol, așa că fii atent, urmărește cu atenție digitația notelor. De la început, cu degetul 2 pe nota do de data aceasta. Una, doua, 1 pe si. Și am ajuns din nou cu degetul 2 pe nota do. Se repetă când ai bară dublă și cu cele două puncte, ochișorii aceștia, se repetă de la început până aici și mai departe. De la început reluăm, da, cum ar fi bara de repetiție. Cu degetul 1 pe nota la. La, la, la. Una, doua. Una, doua, treia, patra. Una, doua. Mâna stângă, doimile, do, do, re, fa, re, re, sol, mi. Asta e prima parte. Cântăm prima parte rar cu ambele mâini. Degetul 2 pe nota do și degetul 5 pe do. Începem. De repetiție, reluăm. A doua. Mergem mai departe cu partea a doua, 2 pe nota fa și la cu degetul 1. O să fie 3 pe do și 5 pe fa. La, 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 do, fa, 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 do, sol, sol, do, re, mi, re, 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 do, si, do, sol, fa, mi. Și ultima parte. sfârșit. Nu o să mai repet prima parte, o să trec direct, dar tu poți să cânti și prima parte de două ori. Ar trebui să sune așa. Dacă ți-a plăcut acest cântec, abonează-te la canalul meu de YouTube ca să urmărești cele mai noi cântecele la pian pentru copii.